O noapte de karaoke dintr-un club din Bolivia a fost pe punctul de a se încheia cu o tragedie după ce poliția a făcut o razie în local și zeci de clienți s-au călcat în picioare să fugă. Îmbulzeala a fost atât de mare încât oamenii au smuls poarta din metal a clubului din Balamale. Vă avertizăm, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Aproximativ 70 de petrecări se aflau în club în momentul în care au descins polițiștii. Iar de frica sancțiunilor, oamenii au rupt poarta de metal a clubului în încercarea de a scăpa de forțele de ordine. În mod miraculos, nimeni nu a fost rănit. Însă cei mai ghinioniști au fost prinși de poliție și au fost arestați pentru încălcarea restricțiilor de izolare. Alături de ei au ajuns în arest și câțiva angajați ai localului.